vrăjit. Motivul pentru care eu i-am invitat a făcut ei un proiect foarte interesant. Dacă intrați pe Facebook, căutați Oradea în imagini. Este un proiect care își propune să prezinte Oradea așa cum nu ați mai văzut-o vreodată sau de mult. Dar înainte de a vorbi despre proiect, aș vrea să-i rog pe cei de invitat să se prezinte, să ne spună câteva lucruri despre ei, ca să știm noi de ce și pentru ce sau și cum de s-au apucat de această idee Oradea în imagini. Bună, numele meu este Dan Dragoș, sunt student anul 3 la master, specializarea gestionarea și amenajarea teritoriului. Sunt și membru fondator al asociației Eco Planning și am început să facem acest proiect din pasiunea noastră, care este arta fotografică și orașul, istoria orașului. Am vrut să descoperim orașul și ideea, proiectul a început prin februarie, când eram prin oraș, făceam poze și ne-am gândit hai să facem ceva pentru Oradea, să promovăm orașul Oradea, pentru că știm că vizibilitatea orașului este foarte slabă pe plan național și internațional și am zis că hai să facem o chestie frumoasă și drăguță. Și astfel am zis că hai să facem pe Facebook pentru Oradea, nu știu, o pagină dedicată pentru oraș. Și astfel am făcut Oradea în imagini și... care nu mai e o chestie drăguță, ci e o chestie senzațională, da. Zice eu. Eu tot m-am uitat acum în pauza de știri și sunt niște fotografii excelente acolo. În cazul în care sunteți curioși, încă o dată vă spun, pe pagina de Facebook scrieți sau căutați Oradea în imagini și veți da de multe fotografii. Iar tu? Erai împreună cu el? Te-a contaminat și pe tine? Sau cum? Da. Cum s-a întâmplat? Bună ziua, mă numesc Valcan Vasile. Sunt în anul 3 la facultate, aici în Oradea, la Inginerie Electrică și Tehnologia Informației și cu Dan ne cunoaștem din liceu. Eram colegi de bancă și ne-am înțeles bine încă din liceu și am vrut de mult timp să avem un proiect pe care să lucrăm noi și să facem ceva. Să fie al vostru, pentru comunitate. Da, să ajutăm comunitatea și acesta a fost cu proiectul și ne bucurăm că avem un feedback și de la ceilalți. Pozitiv. Feedback foarte bun chiar. Hai, spune-ne, de ce spui că e un feedback foarte bun? Pagina voastră este cu friends, adică vă adăugăm ca prieteni sau vă dăm like? Cu like. Și cam câte like-uri a strâns așa într-o pe perioadă de timp? Păi în prima săptămână, țin minte și acum, într-o sâmbătă seara a făcut Dan pagina și într-o săptămână am strâns 1500 de like-uri. Impresionant! Și din februarie până acum avem 4400 și ceva. 4400 și ceva de like-uri. Și foarte multe comentarii și like-uri la pagină, nu la, pentru că dacă ar fi să adunăm like-urile de la fotografii, cred că ar depăși. Da, ar depăși mult. Cam știți voi cam câte poze sunt acolo? Ați uploadat până acum? Exact, sunt în jur de 1200 de poze și în jur de 30 ceva de albume. Din diferite perioade a orașului. Bun, ziceați voi că unul a venit cu ideea și celălalt cu denumirea sau cum a fost? Da, povestiți-mi puțin. Eu am venit cu ideea că am văzut că alte orașe au o pagină care promovează orașul și ne-am zis că de ce să nu avem și noi. Și l-am sunat pe el și am spus că, adică am vorbit cu el și am zis că hai să facem o pagină. Și el s-a gândit la nume și... Fiind pasionat de fotografie și imaginea spune... câte 100.000 de cuvinte și... Da. A ieșit Oradea în imagini. Exact. Ia spuneți-mi voi mie cum a decurs. Bun, în prima săptămână ați avut 1000 și ceva de like-uri. Cum a decurs? Adică, de unde ați făcut rost de fotografii? Inițial mă gândesc că ați spus fotografiile voastre sau, mă rog, cele pe care le aveați voi în posesie. După aceea, cum s-a dezvoltat proiectul și ce este el astăzi și ce doriți voi să faceți pe viitor din Oradea în imagini? Am anunțat alte persoane, le-am spus că dacă au poze din Oradea să ne trimită, am făcut chiar o adresă de mail, oradea.in.imagini@gmail.com și le-am zis să ne trimită poze și noi să le punem pe pagină. Și feedback-ul? Lumea, ne trimit lumea, am avut zi în care am primit de la vreo 3 până la 5 mail-uri, dacă mai bine mail-uri, nu numai cu vreo 3-4 poze în fiecare. Și lumea chiar ne trimite poze noi, vechi și ne bucurăm când vedem că lumea e interesată și vor să se implice. Și cam toți se regăsesc în pozele respective. În ce sens? Adică? Da, și mai ales pozele vechi sunt foarte nostalgice și
unele comentarii sunt chiar foarte drăguțe și... Vin să-și depene amintirile pe pagina voastră de Facebook? Da. Foarte mulți care sunt plecați din oraș sau din oraș, chiar din țară. Chiar ne mulțumesc pentru această pagină creată, chiar. Da. Și noi ne bucurăm că ne aducem bucate de bucurie. Aș vrea să vă întreb, mie mi-a plăcut pagina, recunosc, mie dacă îmi place, vă spun, dacă nu-mi place, iarăși vă spun. Mie mi-a plăcut pagina, ați încercat, nu știu, să luați legătura cu autoritățile, cu vreo instituție publică care să vă ajute, pentru că ceea ce aveți a voi acolo este o bogăție foarte mare, cel puțin din punct de vedere istoric, care ar putea fi utilizată inclusiv pentru suveniruri, pentru confecționarea de suveniruri și artecele. Așadar, ați încercat să contactați vreo instituție care să vă ajute în promovarea fotografiilor și implicit a proiectului vostru? Păi da, am contactat cum ar fi fost normal primăria Oradea. Și primăria Oradea a deschis ușa? Păi a deschis un pic, dar a închis-o repede. Hai să vedem. Poate ne aude cineva din primărie. Da, mă gândesc. Că nu. Dar le-am scris un mail chiar simpatic. A doua zi chiar m-au răspuns așa prompt, mi-au răspuns și au zis că au o bază foarte mică de poze la rezoluție foarte slabă și că ne-au trimis la muzeu, să contactăm pe cei de la muzeu și cam atât a fost. Și la muzeu ați luat legătura cu reprezentanții muzeului? Da, cu domnul Chireac, ei au fost foarte deschiși și o să colaborăm acum, nu știu, din octombrie o să-l sun și o să avem o întâlnire cu dânsul. Asta sună bine. Da. Și ce v-ați gândit voi să faceți pe mai departe cu Oradea în imagini? Vrem să creștem mai mult, să adunăm cât mai multe like-uri, să ne răspundem nu numai local și național, dar și în afară. Internațional, să fie cunoscut. Chiar avem câteva, am văzut câteva like-uri din afară și am vrea pe viitor să facem ceva, să facem tricouri cu poze din cu poze sau suveniruri, ceva. Nu v-ați gândit să vă faceți un business? Bă da, într-un fel, adică până asta, cu tricourile și cu suvenirile. Bine, dar eu mă referam la faptul să faceți voi, nu să fiți ajutați de ceilalți. Uite cum a făcut Teatrul Regina Maria, din pasiunea unui actor și încă unei persoane pasionate de tot felul de migăleală, să zicem. Exact. Uite-te, au reușit să facă un theater shop, adică un magazin de unde pot cumpăra suveniruri ce înfățișează Teatrul Regina Maria. Voi nu v-ați gândit să faceți ceva de genul pe cont propriu? Am vrea, dar nu ne permitem. Timpul e prea scurt și toate la timpul lor. Toate la timpul lor. Exact. Cât de ușor este ca în Oradea anilor 2012 doi tineri să pornească un proiect care poate să zicem este puieril, adică pui niște poze pe net cu Oradea. Cât de ușor sau cât de greu este pentru un tânăr să ia inițiativa și să o ducă în spate? Nu e ușor, dar dacă ai pasiune și faci ce-ți place, e chiar ușor, să zic așa. A fost moment în care, nu știu, ați vrut să dați înapoi? Nu, niciodată. Niciodată. Adică chiar ne-a plăcut din prima zi și acum ne place tot mai mult și este când stăm cu orele, nopțile și căutăm poze vechi pe site-uri maghiare și germane și chiar ne place și stăm cu Google Translate și... Na. Și traduceți. Apropo, unde ați găsit, să zicem, cu preponderență fotografii din Oradea? Ai ziceai de site-uri maghiare, germane, nu știu, dacă sunt în anumite țări sau anumiți români plecați în alte țări care au fotografii. Chiar acum mai sunt și site-uri românești, chiar așa am întâlnit pe, să zic așa, un prieten care are o colecție de ziare și a scanat ziarele, pozele din ziare și ne le-a trimis. Mm-hmm, bun. Și dacă ar fi să mai fie oameni care ne ascultă acum la radio și care au fotografii cu Oradea din, să zicem, de acum și de acum 2-3 ani, nu contează, cam unde vă pot contacta, cum pot lua legătura cu voi? Pe adresa de mail a paginii, Oradea, cum a spus și mai înainte, oradea.imagini@gmail.com sau ne pot trimite mesaj pe pagină. Cel mai simplu? Da, mai simplu. Nu se pot uploada fotografiile pe Facebook? Exact. Da, dar noi nu permitem, că vrem să le punem în anumite foldere, să nu fie toate... În mesaje mă refeream, vi le pot atașa în mesaje, exact. Iar voi de acolo... Deci, așa, prin mail sau pe Facebook, în cazul în care sunt interesați. Și aș vrea să vă întreb dacă noi vă trimitem o poză, voi vă însușiți, adică copyright-ul fotografiei sau cum? Care este politica voastră? Ca lumea să înțeleagă că există probabil și un respect față de proprietar. Cel care a trimis fotografia,
în descrierea fotografiei când o punem, spunem numele persoanei și dacă are site sau o pagină pe Facebook care vrea să promoveze, punem acolo liniște. Uh-huh. Nu ne asumăm ce nu este nostru. Și aș vrea acum să vă întreb, va veni și publicitatea, dar o ignorăm deocamdată. Ce vă doriți voi în calitate de tiner de la Oradea, de la oraș? Exceptând proiectul pe care îl aveți, la ce vă așteptați voi de la mediul oradean? Păi, nu știu, eu am vrut prin această pagină să conștientizăm autoritățile locale să promoveze orașul, să amenajeze clădirile aflate chiar în orice, sub orice critică și să se facă, nu știu, un centru de dezvoltare turistică, să fie mai vizibil orașul, să avem cât mai mulți turiști, pentru că am călătorit mult prin țară și pot să spun că este cel mai frumos oraș, centru istoric. Este al nostru. Nu, dar e chiar foarte frumos. Deci sunt multe clădiri faimoase în Oradea și chiar merită să fie promovat. Bun, am înțeles, vreți un centru de dezvoltare turistică, dar altceva, care credeți voi că sunt minusurile orașului nostru, exceptând acest centru de informare turistică și care ar trebui neapărat înființate sau care ar trebui transformate din minusuri în plus? În primul, reabilitarea centrului istoric a clădirilor aflate pe Republice, pentru că, nu știu, poți să mergi într-o zi așa cu soare și să-ți cadă ceva în cap, liniștit, și s-a mai întâmplat chiar acum, de mult timp, și se amenajeze și acum vrem să vedem cum se va amenaja centrul Piața Unirii, să fac acum cât mai multe proiecte pentru oraș și pentru oameni, că dacă orașul e frumos și oamenii sunt frumoși și se comportă civilizat și... Credeți că după reabilitare și mai ales că acum se reabilitează și Vulturul Negru, credeți că orașul va fi mai curat și oamenii vor fi mai păsători și mai atenți? Noi așa sperăm. Uite, el e puțin mai reticent, puțin așa mai îndoielnic. De ce nu crezi? Cred că fiecare ar trebui să conștientizeze că chiar dacă, de exemplu, orașul nu este reabilitat, ar trebui să conștientizeze că trebuie să aibă grijă de oraș, să nu arunce pe jos și să păstreze curățenia. Voi ați luat parte și la proiectul Let's Do It Romania, mă rog, Let's Do It Bihor Oradea. Ați fost și anii trecuți? Nu. Eu am participat, nu ca și coordonator, dar am participat la curățenie. Ai fost parte a curățeniei, bun, a campaniei de curățenie. Ai observat vreo diferență? A fost mai puține gunoaie anul acesta față de anul trecut? Sincer, nu. Deci a fost cam aceeași cantitate de gunoaie și oamenii, chiar foarte puțini oameni care au participat la acest eveniment. Și, am înțeles. Și aș vrea să vă întreb așa, ce credeți voi în calitate de tineri că ar trebui să facă, să zicem, sau să facem fiecare dintre noi ca să îi conștientizăm pe ceilalți, să nu mai fie așa cum sunt și să nu mai lase atâta murdărie în jurul lor și să facă Oradea și să transforme în Oradea într-un oraș curat? Personal, cred că ar trebui să-și facă curățenie în propriul birou de acasă, de la serviciu, și de acolo începe totul, din propria cameră. Dacă în casa lui e curat și în oraș va fi curat. Eu așa cred. Așa credeți voi. Bun, frumos, frumoasă inițiativa voastră, de lăudat. Și acum așa, pe sfârșit de intervenție, pe sfârșit de emisiune, pentru că se termină și 4 de serviciu, în cazul în care vreți să atingeți anumite puncte pe care deocamdată n-am apucat să le atingem, sau o ultimă părere, un ultim mesaj celor care ne ascultă și, bineînțeles, să ne spuneți la sfârșit încă o dată adresele de mail, pagina de Facebook, unde vă putem vedea, unde vă putem contacta. Pot să adaug că este cea mai mare colecție de poze din Oradea. Oradea în imagine. Da, Oradea în imagine este cea mai mare colecție de poze și poți să faci, să zic așa, un tur virtual a orașului din diferite perioade. Deci că o să găsiți tot felul de poze din orice perioadă, să zic așa. Deci vă așteptăm pe pagină. Și în cazul în care vreți să contribuiți? Ne puteți trimite mail pe adresa noastră oradea.in.imagini@gmail.com sau chiar pe pagina noastră Oradea în imagini. Și ne trimiteți un mesaj.
A fost Dan Dragoș și Vasile Vâlcan alături de noi pentru prima oară la radio. Sper că data viitoare când vor veni... Ați avut emoții? Da. Ei, un pic câteva emoții. Sper că data viitoare când vor veni să vină cu vești și mai bune, care să ne bucure și să vă bucure și pe voi. Și tot ce pot eu să vă doresc, băieți, este să aveți parte de mult succes în ceea ce faceți. Mulțumim. Și să primiți mai mult sprijin decât v-ați așteptat de la toți și de la toate instituțiile. Mulțumim! Pune mâna pe mine, simte chemarea inimii mele, inimii mele. Știu că-ți face plăcere, stinge lumina, arată calea. Pune mâna pe mine, simte chemarea inimii mele.